Ne pregătim pentru o nouă luptă care se anunță extrem de spectaculoasă. O să avem în ring un debutant în mari legale și o să vă rog să-l întâmpinăm cu aplauze. Vine de la Urban Legend, este antrenat de Cristi The Legend Stoica. Și hai să auzim aplauzele voastre pentru Mădălin Gheorghe! În colțul roșu vine de la CSR Retezatul Hațeg. Are în spate o întreagă echipă, Ciprian Tim, și îl știm cu toții de la galele Urban Legend, Ciprian Mureșan. Lupta este în limitele categoriei 72 de kilograme, 3 reprize de câte 3 minute. Arbitrul ring, Cosmin Buzoiu. Hai să auzim încurajările voastre! Da, un meci la categoria 72 de kilograme între Mădălin Gheorghe din Constanța, de la clubul Urban Legend, clubului Mihai Sop, este antrenat de Cristi Stoica, un sportiv care a luptat în galele Urban Legend și în multe alte gale profesioniste, foarte cunoscut Cristi Stoica. El dă piept în această seară cu Ciprian Mureșan din la clubul din Hațeg. Da, l-am văzut pe Mădălin Gheorghe încercând câteva lovituri acum din întoarcere, trimite și o stânga lui Mădălin Gheorghe. Ciprian Mureșan și el a mai luptat aici în Constanța. Îl vedem pe Mădălin Gheorghe, câteva lovituri trimise spre adversarul său. În mod ciudat pentru Mădălin de a sta în gardă și aceste mișcări, dar el încearcă să-l surprindă adversarul și are multe șanse să se întâmple acest lucru. Vedem o lovitură foarte bună de picior din partea sa. Stânga la cap pentru Mădălin, Ciprian Mureșan a făcut pasul înapoi. Stânga pentru Mădălin Gheorghe. Low kick-ul lui Mădălin Gheorghe, câteva lovituri de braț, luat în brațe.
păstrează distanța și 2, Mădălin Gheorghe este cel care inițiază atacurile și am văzut câteva lovituri de picior. Rămâne descoperit și asta a încercat Mureșan să-l surprindă cu un croșiu de dreapta pe adversarul său. Două croșee pe contră trimise cei doi, s-a aruncat acolo cu bărbia în față cumva Mureșan. Da, o lovitură sub centură. Iar arată Ciprian Mureșan adversarului că trebuie să lovească mai sus. Da, l-a împins acolo Gheorghe pe adversarul său. Da, s-a încheiat prima repriză și iată finalul celor 3 minute în această primă repriză. Ne pregătim pentru a doua repriză. Nu uitați meciul de debut al lui Mădălin Gheorghe împotriva unui sportiv experimentat, așa cum este Ciprian Mureșan. Repriza a doua, Mădălin Gheorghe împotriva lui Ciprian Mureșan. Mădălin Gheorghe este luptătorul cu bandajul albastru cu mănuși, adversarul său Ciprian Mureșan. A încercat o lovitură înaltă de picior Mădălin Gheorghe. Dar la lovitura din întoarcere și-a cam atins adversarul sub centură. Și iată-l pe Ciprian Mureșan la podea, încercând să-și revină. Continuă lupta, Ciprian Mureșan cu o lovitură la corp și le ia imediat în brațe pe adversarul și împinge acum. Încearcă să apropie Mureșan de adversarul său. Nu știu de ce Mureșan nu stă să lupte cu brațele mai mult, adică încerce să-l pună în dificultate pe adversar cu loviturile de braț. Iată, îi prinde piciorul, lasă pe Gheorghe să inițieze aceste atacuri. Da, croșeu de stânga bun acum. Încă o dreaptă bună pentru Mureșan. Hai kick acum și îi prinde piciorul Mureșan adversarului. Gheorghe a tot încercat această lovitură înaltă la capul adversarului. O lovitură ciudată pentru că ea vine undeva de jos. Ai impresia că încearcă să lovească la corp, după care se duce la cap acea lovitură. Brazilienii din Kyokushin reușeau aceste lovituri în sporturile de contact din Japonia atunci când au apărut. De la Mike Bernardo la Glaube Feitosa sau Everton Teixeira. Oh, ratează această lovitură cu brațul drept, Gheorghe. Da,
Da, stă puțin cam departe arbitru de ei. Dacă tot vrei să-i oprești, oprește-i de aproape. Nu doar... Da, low kick pentru Gheorghe. Încearcă din întoarcere, s-a dus sub centură această lovitură. Din nou Ciprian Mureșan se oprește. A fost sub centură, a fost joasă. Oprim meciul, Ciprian Mureșan trebuie să se refacă după această lovitură încasată sub centură și iată că revine. Da, croșot de dreapta și mid-kick pentru Mureșan, care s-a dezvănțuit. Iată bine și răspunsul adversarului, se încheie repriza a doua. S-a auzit gongul. Un final spectaculos de repriză. Urmează cea de-a treia repriză decisivă în desemnarea câștigătorului. Chemați la centru cei doi. Ultima repriză, 3 minute rămase. A început meciul. Da, s-a aruncat Mureșan în atac, dar ciudat modul în care s-a aruncat la o încenturare. Nefiind un meci de MMA. Da, două lovituri la cap primite de Gheorghe de aproape. Nu foarte puternice. A încercat o lovitură înaltă, după care o lovitură cu călcâiul la corp, foarte bună. A continuat cu loviturile de braț Gheorghe. Încă o dată încearcă Madalin Gheorghe această lovitură înaltă de picior. Stângă trimisă de Madalin. Da, numărat acum Cătălin Mureșan. Da, el spune că a fost lovitură sub centură, dar da, se încheie meciul cu siguranță. Renunță Cătălin Mureșan și iată victorie pentru Madalin Gheorghe în repriza a treia înainte de limită împotriva lui Cătălin Mureșan. Așteptăm decizia oficială, măcinat de câteva lovituri cu călcâiul încasate de Ciprian Mureșan. Iată victorie pentru Madalin Gheorghe în acest meci.
Învingător prin abandonul adversarului, Mădălin Gheorghe. Da, victorie prin abandon pentru Mădălin Gheorghe în repriza a treia meciului cu Cipria Mureșan. Premiere este efectuată de doamna Dorina Cruză din partea Omestetic. Debut cu victorie pentru Mădălin Gheorghe.